Cu ceva timp în urmă, când am construit fântâna asta, sau mă rog, robinetul ăsta aici, am zis către Daniel că mi-ar place să punem ceva plante agățătoare, să curgă de acolo, din partea de sus, să curgă așa în jos, dar ne-am dat seama că, fiind caprele aici tot timpul, nu avea niciun rost, dar se pare că încet încet au crescut plantele de la sine, cele care au scăpat de pofta caprelor. Și e foarte plăcut să vin aici, mai ales atunci când e mare agitație prin casă și copiii strigă și uneori se mai ceartă și mie nu îmi place deloc să îi aud că se ceartă sau că nu se înțeleg. Și atunci îmi găsesc ceva de făcut, de coborât aici în jos la fântână și la capre, și ele se bucură de fiecare dată pentru că le place să vadă pe cineva cu ele. Ceea ce mi se pare destul de interesant, că le place să fie un om, cel puțin cu ele. Țapul se comportă tare ciudat, și asta pentru că sunt caprele în călduri și stă pe lângă ele. Îți place apa? E bună? S-am pus proaspătă. Stai să-ți trag ăsta de aici. Îți fac lumea. Punem asta aici și tu poți să bei liniștită, da? Da, nu stai să vezi ce e acolo, mă. Și... Da, spune, sărată. Și priveliștea asta de aici e superbă. E atâta de simplă. Niște dealuri și niște coclauri și cărări și pământ și piatră și frunze și flori și natură. Și de o simplitate extraordinară. Și în același timp extrem de odihnitoare. Ce faci? Câinele le-a dat de veste caprelor că cineva se apropie sau ceva se întâmplă periculos. Mama lui căprița asta a fost o capră din rasă carpatină cu alpină franceză și se văd urmele de carpatină, dar numai aici pe spinare. Mi se pare foarte interesant. Vrei să te împletesc? Hai să te împletesc, vrei? Hai să-ți împletesc acolo păruțul, o să fii mai frumoasă. Vrei? Ce pui acum? De ce ești tristă? Vii să bei un pic de apă. Animalele, când se atașează așa de frumos de om, e o relație așa de frumoasă și specială. Dar nu toate, de exemplu, dintre capre, nu toate sunt atât de atașate și atât de sociabile. Dar și când apare câte una, că în fiecare ciclu de fătări este o capră dintre acelea, este întotdeauna o ieduță care e mai răsărită așa printre ele, care e mai sociabilă. Da, ce să-ți mai dau? Feriga, îți place? Ia uite, îmi sacrific eu de aici, dintre pietre, o bucățică de ferigă pentru tine. Să știi că o să o sacrific și pe alaltă.
Numai două bucățele de ferigă au fost acolo și amândouă ți le-am dat ție. Să știi că trebuie să apreciezi treaba asta. Da, ai păpat astăzi? Da, apă, nu vrei să bei? Ia, apă. Nu vrei? Am pus proaspătă. Nu-ți place apa? Nu, no, că nu te stropezi, nu te ud, nu nimic. Te las în pace. În zona aia de acolo este un măr, este mărul vecinului, dar cad merele la noi pe teren și tare, tare bine le place caprelor să mănânce merele căzute de acolo. Ce faci acum? Mi-ai dat o ureche în cap. Nu-i frumos așa. Surorile tale tot te mănâncă acolo. Tu de ce stai aici? Ce ai de câștigat? Ferigă nu mai am să-ți dau. Ar trebui să mergi. Iubesc liniștea asta. O iubesc. Iubesc liniștea și de multe ori mă cert un pic cu copiii că am nevoie de liniște. Am nevoie să-mi aud gândurile și nu se întâmplă treaba asta că tot timpul au ceva de, dacă nu au de cântat, au de certat, au de povestit și e frumos, e foarte frumos, dar atât e mult îmi lipsește liniștea. Și atunci vin aici jos și ele sunt atât de liniștite, sunt niște suflete care îmi țin companie, dar în liniște. Bine, nu durează mult treaba. No, dar nu mă împinge. Nu mă împinge. Am înțeles. Da? Vrei să stai la mine în brațe? Să-ți place în brață? La mine? Sau cum? Nu pot să mănânci nasul. Nu te-am mâncat. Ce aș putea să-ți fac? Vrei să te pui la mine în brață, da? Așa să înțeleg. Da, du-te tu mai încolo, e așa mi. Așa că vă dorim și vouă cât mai multă liniște și relaxare. Tu nu vrei relaxare? Și o dispoziție bună, per total. Să vă meargă totul excelent. Noi ne vedem data viitoare. Lasă-mi, toamnă, pomii verzi. Uite ochii mei țigari. Ies pe seară în vântul galben. Arbori în genunchi plângea. Lasă-mi, toamnă, cerul lin.